Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt convins că bucureștenii au auzit de Mina Minovici nu doar datorită faptului că numele acestuia este purtat de Institutul Național de Medicină Legală, ci și în alte împrejurări. Din câte țin minte de când locuiam la București, pe strada Poparusu numărul 24 se află și casa în care acesta și fratele său Nicolae au copilărit. Ei erau în total 7 frați, dar l-am pomenit doar pe Nicolae deoarece despre el este episodul de azi. Deși mai puțin renumit decât fratele său, Nicolae Minovici a avut un rol important în dezvoltarea medicinei legale din România. A studiat în detaliu efectele spânzurării sau ale strangulării și a scris și o teză în acest sens. Vreau să vă spun că a studiat spânzurarea și strangularea pe propriul său corp, spânzurându-se de 12 ori. Nicolae Minovici s-a născut în data de 23 octombrie 1868, fiind cel mai mic dintre cei 7 frați. Era descris ca fiind încăpățânat, dezordonat și foarte harnic. A făcut școala primară în Brăila, iar studiile medii și le-a absolvit la Liceul Sfântul Sava din capitală. Ceilalți 6 frați s-au îndreptat cu toții spre domeniul medicinei, însă el, deși fiind sub presiunea părinților și a fraților pentru a studia medicina, s-a hotărât că va fi student la arte, înscriindu-se în anul 1891 la școala de Bel Art. Insistențele celorlalți frați s-au încheiat imediat după admiterea la școala de arte, însă Mina tot insista ca acesta să studieze medicina, deoarece considera că s-ar descurca foarte bine. După un an de studii la școala de arte, acesta a abandonat-o înscriindu-se la medicină. După cum am spus mai sus, era o fire foarte harnică, așa că pe timpul studenției a lucrat ca desenator și ca preparator al sălii de disecție, iar apoi ca preparator al clinicii de chirurgie și ginecologie. Tot în perioada de studenție a reușit un lucru incredibil. A reușit identificarea unui hoț după urmele papilare. Mai pe scurt, după amprente. A fost primul caz din România în care un hoț a fost identificat, arestat și condamnat în urma acestui gen de probă. În 1898 a obținut titlul de doctor în medicină, prezentând teza Tatuajele în România, care de asemenea a fost primul studiu care abordează acest subiect din România. Teza sa de doctorat a fost tipărită sub formă de carte, care se găsește și azi în librării și pe care vă recomand să o citiți. După obținerea titlului de doctor, a plecat la Berlin pentru 2 ani cu scopul de a-și aprofunda cunoștințele în materia medicinei, după care a lucrat în același oraș la Institutul de Anatomie Patologică. S-a întors în țară în anul 1906. Ajuns în România, a înființat prima societate de salvare din Balcani, adică prima ambulanță. După cum am spus în introducere, doctorul Nicolae Minovici a studiat efectele spânzurării sau ale strangulării pe propriul său corp. Acesta s-a folosit pe post de cobaie în cadrul a 12 procese de autostrangulare. Acesta a scris și o carte pe această temă. În această carte descrie în amănunt prin tot ce a trecut în timpul celor 12 procese. Spune și diferențele dintre spânzurare și strangulare, precizând de asemenea că efectele sunt diferite. De asemenea, povestește cum s-a spânzurat cu o funie, fiind ajutat de servitorul său, care, când a văzut că nu mai mișcă, l-a eliberat și l-a resuscitat. Mai multe detalii nu vă dau. Dacă sunteți curioși de ceea ce a scris, căutați și citiți cartea. Mai târziu, Nicolae Minovici a fost medic legist, lucrând sub coordonarea parchetului de pe lângă tribunalul Ilfov, iar apoi director adjunct al Institutului Medico-Legal. Apoi, a fost profesor de medicină legală la Școala de Științe de Stat din București, având și un rol important în primăria capitalei, acela de a rezolva problema cerșetoriei și a vagabondajului din București. După primul război mondial, a plecat la Cluj, unde a creat un institut de medicină legală, dar în 1926 s-a întors în capitală, unde a ocupat funcția de primar al sectorului 3 Albastru. Acela nu era sectorul 3 din ziua de azi, deoarece cuprindea mahalalele Rahova, Grozăvești, Dealul Spirii, 13 septembrie și Șerban Vodă. Acesta, în calitate de primar, a curățat și a pavat toate străzile sectorului și a transformat maidanele în parcuri. Era foarte atent cu angajații de la salubritate, construind un bloc și oferind fiecărui angajat câte un apartament. Se spune că tot el este cel sub a cărui coordonare au fost construite primele WC-uri subterane din capitală. Nicolae Minovici era la fel de iubit ca primar cum este Emil Boc în Cluj.
Acesta nu s-a ocupat doar de sectorul pe care îl conducea, deoarece a făcut numeroase donații și burse elevilor silitori din Băneasa și a ajutat multe familii nevoiașe din această localitate. În anul 1934 a fost ales ca primar în comuna Băneasa, fără ca măcar să fi candidat. Nu știu dacă și-a acceptat sau nu funcția, deoarece nu am găsit informații în acest sens. După cum ați remarcat, era un om foarte generos, dar mărinimia sa nu s-a oprit la a dona burse elevilor și familiilor nevoiașe. Și-a donat casa, o fermă și toate articolele de artă pe care le colecționa Primăriei București, apoi, spre sfârșitul vieții, și-a donat toate economiile asociațiilor ce se ocupau cu creșterea copiilor orfani sau abandonați. În anul 1938, anul ieșirii sale la pensie, a primit titlul de președinte al Colegiului Medical din România. De pensie s-a bucurat doar 3 ani, deoarece în anul 1940 a depistat că are cancer la laringe, iar în data de 26 iunie 1941 a pierdut lupta cu această boală. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut dați like, share pe Facebook și subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.